zi extrem de tristă pentru noi, românii, pentru toți cei care au cunoscut-o și nu cred că este om de la cel mai mic și până la cel mai mare care să nu o cunoască și să nu o respecte pe Marea Stella Popescu. Este o zi în care noi am pierdut încă o dată și pentru a câta oară o mare stea și din păcate nu prea se nasc altele de același calibru. Așa că e o zi în care noi suntem mai triști și mai săraci și spun asta și subiectiv și cât de obiectiv voi putea în această emisiune de astăzi, întrucât o cunosc personal pe Stella Popescu, întrucât am jucat și am râs împreună, întrucât am avut turnee nenumărate împreună și întrucât ne-ar fi așteptat un alt turneu în mai puțin de o săptămână. Cel puțin doamna Stella Popescu trebuia să fie peste nici o săptămână în Spania, alături de echipa Teatrului de Revistă Constantin Dănase, pentru a bucura românii de acolo cu ocazia Zilei Naționale, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Nu mai spun câte spectacole avem și câte capete de afiș ține Stella Popescu de atâția ani. Astăzi, 23 noiembrie, cu mai puțin de o lună ca doamna Stella Popescu să împlinească 82 de ani, eu mă aflu în postura ca în această emisiune să vă anunț moartea ei. O zi foarte grea, o zi extrem de dureroasă și o zi în care cuvintele vor vorbi mai puțin și va rămâne imaginea ei așa cum și-a dorit-o întotdeauna, de femeie fără vârstă, de femeie cu o poftă de viață, de femeie care iubește lumea, iubește teatrul, iubește revista, de o femeie care iubește tot ceea ce a primit de la viață. Și cred că așa a ales ea să se stingă, fără să chinuie pe nimeni, fără să bolească, fără să se lamenteze. Noi aducem aminte doar râzând, cu părul mereu tapat, aranjat, cu unghiile roșii, cu pantofi cu toc stiletto, o femeie de toată ispravă. Ea este Stella Popescu și continuă să fie Stella Popescu pentru că eu cred că stelele n-au moarte. Însă haideți să vedem cum a fost ea văzută în urmă cu nici 48 de ore atunci când a fost la un eveniment monden la care culmea a și primit premiul pentru femeia de succes. Pentru că nu cred că a fost vreo categorie de premiu la toate aceste evenimente la care ea să nu fi primit vreun trofeu. Așa încât dacă cumva vă dă ceva de gândit din felul în care s-a prezentat acolo, dacă s-a plâns vreodată cuiva, dacă vi s-a părut acolo poate mai obosită, mai ostenită de cei 82 de ani pe care îi purta cu atâta mândrie, vă rog să-mi spuneți, dar eu mă îndoiesc că este așa. Tocmai de aceea vă las pe dumneavoastră să vedeți ultimele imagini cu Stella Popescu, repet, mai puțin de două zile de când s-a întâmplat acest lucru, ultima ei ieșire publică. Haideți să privim împreună. Doamna Stella Popescu, felicitări! Poftiți aici alături de noi! Prima înainte de a mă asculta, eu am venit acum, nu pentru că eu sunt de organizare, că voi sunteți de 20 am văzut acasă, toată casa mea, am văzut pe doi pe băieței, pentru că ei m-au chemat. Eu n-am chemat. N-am venit. Nu știu de ce. De ce m-ați chemat, mă, dacă nu m-ați chemat să fiu la băieță? Stau de acasă, fac loc de acasă, lăsă acasă, dat acasă, am 7.000 de costii, m-am îmbrăcat, m-am comparat. Am chemat de la loc, nu mi-am facturat de care m-am dezbrăcat, mi-am tot ce nu mi-am văzut. Mă vorbesc de dragi, de vină de dragi pe doar tehnicament. M-am facat, de-am îmbrăcat, la ce m-am bucat, m-am desfăcut medicine, de două, trei ori aplauze pentru doamna Stella Popescu, ne bucurăm că este alături de noi.
în această seară. Iată, domnul viceprimar, Dan Cristian Popescu dorește să-i mâneze premiul. Pentru noi totul în ceea ce înseamnă teatru, film, ne bucurăm că sunteți alături de noi. O drăguță în continuare. Noi vă iubim foarte mult, doamna Stella Popescu. Arătați foarte bine în această seară. Sunt aplauze pentru doamna Stella Popescu și ne bucurăm mult, mult că este alături de noi în această seară. Vă mulțumim din suflet. În cinci, în vestele noastre, în cinci, în cinci, în cinci, în cinci, doi, toți, la cădat, frate, se putea pentru frumoase în tine, de mături, de nicesi, de toate de contravenele, femeile de urmează, pentru femeile de mine, în cinci, în cinci, în cinci, se va vine la tine, de pe în cinci, în cinci, să grava noastră, și să este în cinci, pentru că îi vezi, felicitări pentru cei ce ai urmat în casă.